Bună seara, sunt Georgia Ninu, bun găsit la informațiile despre vreme. Mergem în Europa, apoi vorbim și despre cum o să fie vremea la noi în țară. Cerul se va înnora din când în când în vestul, centrul și nord-vestul Europei, unde va și ploua local, iar în partea de nord va fi lapoviță și ninsoare. Iată, la Oslo, mâine vor fi doar 4 grade Celsius. Apar averse în insulele situate la vest de Marea Mediterană și vântul o să bată mai tare în jumătatea de nord a continentului. Temperaturile nu suferă modificări semnificative față de zilele trecute. Cel mai cald va fi la Atena, 24 de grade, urmată de Roma cu 22 de grade. Ne mutăm în România. Acum noaptea o să aducă trecător ploi slabe în sud-vest, vest, dar și în zona Carpaților meridionali. În zonele joase din sudul și estul țării, în a doua parte a nopții, izolat o să fie ceață. Temperaturile minime se vor situa între minus 2 grade în nordul Moldovei și 11 grade pe litoral. Mâine cerul va fi mai mult noros în vest și nord, unde va și ploua local, iar pe spații mici cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat. În celelalte zone însă vorbim doar de perioade cu norări și ploi pe suprafețe restrânse. Vântul o să prindă putere la munte. Dimineața izolat apare ceață, posibil și burniță. Maximele se vor încadra între 11 și 18 grade. În capitală mâine soarele o să se arate așa doar când și când, asta pentru că cerul va fi temporar noros. Temperatura maximă va urca până la 16 grade. Luni sunt anunțate 19 grade, chiar dacă vremea va fi plăcută, vor mai fi perioade când soarele va intra în nori. Marți, trecător va ploa slab, maxima, iată, coboară până la 11, cel mult 12 grade și cerul va fi mai mult noros. Mergem mai departe acum cu muntele. Persistă nori în masivele vestice și nordice, va ploua și pe suprafețe mi se vor aduna peste 10-15 litri pe metru pătrat. În restul zonei montane, doar când și când se va înnora. Pe creste, vântul o să prindă viteză, iar temperaturile vor mai crește față de astăzi. Iată, la Predeal și la Păltini sunt anunțate 14 grade. Să vedem acum ce ne rezervă vremea pentru luni și marți. Luni va fi cald, atât în sud cât și în sud-est, iar în rest temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. Sunt anunțate ploi temporare în vest, în centru și în nord și nord-est, iar pe suprafețe mici și în celelalte zone. Pe arii restrânse se vor strânge peste 10-15 litri de apă pe metru pătrat, cel mai probabil în Banat. În masivele sudice, vântul o să aibă intensificări, iar dimineața izolat o să fie ceață. Temperaturile maxime pornesc luni de la 8 grade în extremitatea de nord a țării și se opresc undeva pe la 20, deci chiar 21 de grade în sud-est. Marți se răcește și în jumătatea de sud-est și valorile termice vor fi normale pentru luna în care ne aflăm în toată țara. În prima parte a zilei va ploua în sud-vest, centru și nord-est, dar și în celelalte zone, însă pe spații mai mici acolo. O să ningă în Carpații Orientale, altitudini mari, și vântul va prinde putere în prima parte a zilei în sud-est și noaptea în sudul Banatului. Maximele se vor situa între 6 și 14 grade, iar cele minime între 1 grad și 7 grade. Mă opresc aici cu datele despre vreme. Să aveți o seară liniștită. Pe curând!